vreau, nu sper. Sunt sigur că ne vom distra, pentru că... seculare, mai avem și o prezentare pe recepție pe nostru. În fine, nu am venit cu așteptări. De dimineața, prieteni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Extreme Feeder. Din nou și iarăși la apă. Și n-am venit singur, pentru că atunci când vin singur prind puțin pește. L-am văzut pe Master Cristi să ne arate niște pescuit. Suntem pe lacul Nucetu, pe standul 16 mai exact. Am ales standul 16 pentru că e pe pământ și e lac și putem să pescuim foarte bine pe el amândoi, fără să ne stresăm că o să cădem de pe ponton sau ceva de genul. Deși și pontoanele sunt destul de generoase, am preferat pământul de această dată. E clar că dacă suntem la Nucetu, malul de vis-a-vis va fi ținta principală. Dar nu vă ascundem faptul că vom încerca și vadurile, pentru că vremea în continuare e rece și nu știm ce surpriză vor apărea și acolo. Da, salutare, prieteni! Așa cum v-a zis și Alex, astăzi am ieșit la o partidă de plăcere. Să tragem câteva cadre, să vă mai arătăm și vouă că prinde. Încercăm să abordăm partida în diferite moduri. Acum încerc să-mi găsesc o zonă unde să pescuiesc vadul. Prima lansare am făcut-o în malul opus. O stau undeva la 15 minute pe trăsătură acolo, pentru că vreau să-mi duc câteva pelete în zona de 45 de metri. Sunt convins că vom avea trăsături, acum depinde câte vor fi și ce talii vom avea. Nu avem un pește țintă, adică o talie țintă, dar să sperăm că vom avea și pești frumoși. Pentru asta am venit aici, știm că densitatea pescului e destul de mare. Prima oră o să stau sus, prima oră efectivă de pescuit. O să stau sus, iar mai apoi o să intru pe vad. Vreau să pescuiesc acea zonă de 45 de metri și să stau și acolo o oră, chiar dacă nu vor fi trăsături. Acum rămâne de văzut dacă peștii vor răspunde cerințelor noastre. Am făcut și peleți și nadă. Da, o să le arătăm pe parcurs toate cele. Da. Să vă arătăm
de ce am ales una, de ce am ales cealaltă. Și acum, de fapt, nu știu, nu vreau, nu sper. Sunt sigur că ne vom distra, pentru că lacul Nucetul, știm cu toții, densitatea pe care o găsim aici, nu ne dezamăgește niciodată. Așa că rămâneți acolo, revenim cu povestioare. Stați că nu știu ce se vede. Prima plecare grid la 7 minute din mâna de vis-a-vis. Sper că se vede ceva pe camera aia, că e cam departe și nu-mi dau seama. Pare frumușel. Pare pește. Și un pește celii pește. Da. Sunt curios, stâlp de la telegraf și anume Felix Distance, caltă lansetă de 130 de metri, cât sunt până acolo n-am. Cristi, te uiți și tu pe ăla să vezi dacă se vede bine? Ha? E ceva rău. E ceva rău? Nu mă, dar nu așa, mă. Mă! Da, e ok. E ok, dacă am început așa, numai că... Cât e mă ceasul, 10? Dar nu mă filmam așa. Ba da, mă, așa te filmezi. Vrei să te uiți în ochii mei albaștri? Da, mă, da, se vede bine. Se vede iar bine. Dă-i să vedem pe pește acolo, că ăla ne interesează. Da, e frumos peștele, nu ne... Minim 3-4 plus. Plus minimus. Deci dacă la finalul zilei mai am cot, zic mersi. Da, dragilor, ia treia lansare efectivă, n-am stat de ele, am lansat, am lăsat la 15 minute. Ce am făcut, am făcut un vad, nu știu, 45-50 de metri, unde am dus cam vreo 300 de grame de peleți. Dar încă nu l-am accesat, că n-am avut când. Mai dăm puțin în mal și încercăm și vadul. Clar că o să fie pe vad, e un pescuit ăsta mai frumos, mai aproape. Și cu o lansetă mai finuță, dacă înțelegeți. Încet și sigur. A început și vântul de Nucetul pe care îl știm. Bate, bate mă, din față sau din dreapta față, că nici nu-mi dau seama. Dreapta față. Aici cu dublu. E și cu lânt dublu, s-am început. Tata, așa, să fac și eu o treabă cu această minunată cameră. Să o punem ca să vedeți și voi ce trebuie. Ia, stați așa. O pun și eu pe Cristi, că dacă se vede Cristi, nu mai contez eu. Nu mai contez. This is the Mr. Chorty și l-așteptăm și pe al Cristi. Mă duc la saltea. Aici salteaua. Ai adus aproape. Da, e un pește super, prieten, pe la 7 kg, cred, da? Da, hai să-l degorșijăm. Sper să nu m-am băgat în fața camerei, nu sunt acolo, stai prietene. Ești bine. Așa. Scoate peștiul. Bun. Îl arăt repede pe ăsta, până îl aduce Cristi la mal. Să-l vedeți pe Mr. Chorty. Aua.
facem amândoi, da. Opa! Ăsta e Mr. Ciorti. O să le liberăm, vă las cu Cristi. Și sper să înceapă recitalul, ce să zic. Ia. Aici frumos, elegant. Hai Cristi, spune-ne și tu, cu ce dai echipament, chestii. Azi dau cu lanseta, cum te-ar zice. Azi dai cu lanseta? Da, Walter de 4.2, cei 4, au mai asta le-am făcut review și le știți deja. Lanseta nu lucrează foarte bine cu peși de talie aceasta, dar tocmai de aceea și suntem puțin mai atenți în preajma malului. Nu trag foarte tare de el. Nu ești cu Walter niciodată, nu ești convins că scoți peștele până nu-l ai nicio, pentru că e o lanseta mai rigidă, exact cum ziceam, și automat și peștii au șansa lor. Cred că e un ciortan, nu e chiar cel mai mare pește din lac. Imediat o să mai dea Alex puțin apă la... Mai dă puțin apă la peșticul, nu? Am dat-o și eu în mal. Ăștia mai mici, dar... Ăștia mici sunt mai răi un pic. Ce mic, mă! Un pește super, prieten. Tot la fel, minim 7 kg. L-am văzut, nu de altceva. O să iasă el. Se ține tare. Am grăbit și la mulinetă. Prea e bine să ne grăbim în zona asta, că... Îl grăbi că îi mai pun apă. E... E zona cu peripeții. Nici n-ai zice că e februarie. La cum trage, da, e... Bine, sunt și peștii bine crescuți și bine săniți. Bravo, mă, felicitări. E normal să fie așa. Da, drăguților, l-ați văzut? Hai că l-aduce Cristi și la saltea. Ce ziceai, mă, 3 kg? Să facem ceva rău cu vârful. Da, ai grijă. La Walter. Hai să vedem ce facem. Noi aici. Ia tu mincerul celălalt. Am prins frat. Frat? Frat de cruce. Hai să vedem ce e aici. Ia uite, mă, dă cu portocaliu și când l-am întrebat, că nu, domne, cu galben fluo. Păi, ori facem brăilă, ori nu mai facem. Ma. Mă? Da? Te înțelegi cu asta. Hai să le arătăm peștii la oameni. Da. Nu mai în spate? Ăsta-l meu? Nu, se vede. E ok. Și mă, te o mănâncă pe-al meu, ești nevoie? Hai, văd de aici, repede. Ba!
Îngheața mâinile iară. Oh, no. Ce ai făcut, mă? Nu pot să stau în gheața mâinile rău de tot pe vremea asta. Da, e cam urât. E cam urât, eu nu știu cum poți. Nu știu cum... Greu, bă, greu. Greu la dat. Hai, povestește-le la băieți, ce faci, că eu... Vă povestesc. Am venit cu prietenul meu, Alex, astăzi la pescuit. Miercurea. Hai, stai, mergem la o parte de plăcere, pe încetul. Au pornit alarmele de război. Pe baltă. Testare națională în caz de război. Băi, numai cu tine se putea întâmpla și ceva. Păi am ieșit miercurea, mă. Nu se poate și ceva. Eu n-am ieșit miercurea în ultimii 5 ani niciodată. Adică nu mi s-a întâmplat niciodată în viața asta, mi s-a întâmplat azi că am ieșit cu el la pescuit. Da, în mare parte, la același pescuit. Normalul locus, momentan n-am intrat pe vad, o să încerc și vadul. Ăsta e un pește mai mic față de celălalt. Acum am băgat un portocaliu de la Bytec. Dar e cu de-astea scumpe, a? Nu, neapărat ăsta l-am găsit acolo la îndemână. Am și cutiuța, sau cum am zice noi, sertarul cu pungă, cu pungi. Ca să-ți dai seama. Acum să vedem dacă prind și pe vad. Am făcut o ladă brown și niște pereți de la Dynamite prin pe Tain. Sperăm că peștele o să răspundă pe tot parcursul zilei. Așa, pentru că de asta am venit. Și eu am venit să te filmez pe tine cum prinzi pești. Nu, e cazul că momentan suntem la egalitate. Momentan, ai zis bine, momentan. Nu ai ieșit la mal, asta e un pește mai mic. Oricum, nu am venit să facem un tur. Dar e important să avem și pești. Avem 115 metri până în mal. Da. Acolo o dăm în niște găurele. În fine, Cristi în niște găurele, eu. Doar sper să ajung cu metodul până în mal. Amândoi. Hai mă, las. Eu mă și pe mine pe lansă. Da. Ia să vedem ce are Cristi aici. Se pare corectă. Se vede că peștele ăla frumos în Los Buziciones. Da. I-am lăsat și papaneaua. Păi trebuie să mănânce și el ceva, sărac. Da. Să-mi bată drumul degeaba. Și le liberăm direct. Facem o eliberare frumoasă, corespunzătoare. Bravo, Cristi. Și stați acolo că ziua abia a început. E 10, mă? Da, ora 10 și un pic. 10 și un pic. Iese și soarele. Au pornit și alarmele. Au pornit și alarmele, o să avem o zi superbă. Hai, rămâneți aproape. Da, prietene, a zis Mr. Chorty. Nu, lasă acolo. A zis Mr. Chorty să nu mă supăr că a prins numai Cristi și că eu acum nu prind. E bun. A plecat la 11 minute. Păi cam asta e. 11-12 minute pe trăsătură. Dacă nu pleacă e ceva. Acum noi știi cum suntem. Vrem cam sezon la 2 minute, la 30 de secunde, la... Păi boala tot boale. O să-i dai tu cu ce vrei. Corect. Da, dragilor, uite, revin la firul de la Catran. Ce-mi place e că alunecă foarte bine prin inele. Se scufundă, făcând comparație cu P-line-ul, cum ați văzut și în partida de la Podari. Da, e o diferență. Se scufundă mai bine. E a doua partidă cu el, deci la partea de uzură n-am cum să mă pronunț. În schimb, la nod ține mult mai bine decât P-line-ul. Momentan, e a doua partidă cu el. Eu am 0.20, Cristi și-a luat varianta 9 de 0.19. O să ne zică și el două vorbe despre ea, despre el de fapt, deși e abia prima partidă la care îl folosește, dar
El a folosit deja firul de 0.20 și poate să ne dea câteva informații și despre asta, ca și diferențe. Da, e clar că rezistă foarte bine la stres, în condiții de stres, drilluri multe, și ce am observat și ce îmi place cel mai mult e că vara la călduri foarte, foarte mari rezistă, nu se audează atât de repede. Asta nu înseamnă că o să te țină un sezon dacă ai, nu știu, 30 de partide, dar la grosimea asta, 0.20, eu zic că e decent. Ma, important e, și foarte bine că noi am tot căutat în decursul anilor un fir care să fie scufundător și să țină mai mult decât te ține firul de la Matrix. Da. Aici era toată chestia, că firul de la Matrix ne plăcea rău de tot, dar după 3 concursuri... Dublu drill. Ce am făcut, mă? Dublu drill. Și acum intră în drill din nou. L-am pierdut, mă? Nu, mă, intră în drill iar. A, trebuie să intru... A, dublu drill. A, tu vrei să mă faci cum ar veni, îl bagi în mincioc și îl punctezi de 2 ori. Bă, băiat. Am înțeles. Bă, nu o să poată așa ceva. Deci pe asta n-am mai făcut-o. Bă! Îl punctezi de 2 ori, l-ai pus de 2 ori putantul. Bă, băieți, e miercuri azi, mă, am venit la pescuit. Hai de capul nostru. Deci, cum vă mai zic, faceți ce spun eu că mi-a ieșit, nu faceți ca mine, că n-are. N-ai. Ăsta este Mr. Ciorti, un pește superb. Îl eliberăm și dăm înapoi... După fiare, stați acolo. Da, prieteni, vreau să vă arăt. Mi-a luat o frontală nouă de la Armitec. Are niște funcții foarte mișto, așa arată. O să... Practic ea poate fi folosită și ca lanternă separat. Încărcătorul este cu bază magnetică. Se conectează foarte, foarte ușor. Ce mai face? Deci asta, practic fiind magnetică, putem să o lipim de absolut orice suprafață și fața va lumina fără probleme. Apoi are chestia asta pentru cap, unde e oprins foarte simplu. Are două canale aici. F cu clank. Și vii cu un o-ring din ăsta de cauciuc, care, bă, ăsta e pentru protecție, ea sincer stă foarte bine acolo. Ăsta e cu relușa pe care o pui pe cap, cu tot felul de reglaje pe care poți să le faci. Ce îmi place este că nu avem baterie la spate și nici o fel de chestie, deci putem să dormim cu capul pe scaun. Și iarăși punctul forte, nu știu cum o să vadă acum, dar o să vă fac filmare pe noapte cu ea. O să fie un review separat, vreau doar să vă arăt așa în mare la lumina zilei. Ce face, are două moduri. Ăsta este modul de lumină, de lumină albă, care putem să stăm fără probleme. Iar dacă mergem, nu știu, la Dunăre sau în pădure sau în orice alt loc unde avem insecte, pe timp de noapte putem să folosim o lumină roșie, care e foarte, foarte mișto și nu va atrage insectele. Nu știu dacă știți, lumina roșie nu atrage insectele absolut deloc. Și luminează, credeți-mă, foarte bine. Nu știu cât se vede pe cameră că e zi. Oricum v-am zis, o să vă fac un review separat cu ea. Și totodată vă las un cod de reducere. O să găsiți în comentarii. Dați un click acolo, uitați-vă pe site pentru că am văzut niște chestii foarte, foarte mișto. Exact ce ziceam. Uitați-vă la Cristi că eu sunt la prânz. Poftă mare să ai. Mersi. Da. Vine un animal opus. Pește. Ok, zic eu. E clar că multă lume m-a întrebat și la magazin și pe Facebook de ce întotdeauna primăvara, cel puțin, pe aș fi răspuns atât de bine în malul opus. Păi, din punctul meu de vedere, răspunsul e destul de la îndemână tuturor. Malul opus fiind mult mai liniștit, asta se întâmplă pe tot parcursul anului. Dar
E clar că apa fiind mai mică, cum e acum, bănuiesc că o să vedeți pe video cum a fost dimineața și cum e acum, a ieșit soarele. Apa fiind mai mică, acolo se călzește prima oară, iar el timp de să migreze către acea. Dar el ajunge în acea zonă și pescuiești cât mai aproape de mal opus, doar e copilul la ceea ce faci. E că nu întotdeauna pești pe toată durata zilei acum. Stai mă, că te-ai ridicat în picioare, pusesem și eu un unghi, ai stricat unghiul ai. Dar frumoase balurile, deci uitați-vă și la baluri. Nu vine, mă. Vânturile nu sunt atât de agresive, dar e normal, având în vedere că trece cald. E normal să avem că sunt mai încete, să zic așa. Să vedem dacă reușim să păstrăm oarecum o cadență pentru că avem undeva la, nu știu, 5 pești până acum, într-adevăr ne-am apucat și mai târziu de pescuit. Am ajuns, nu știu, la 8.30, ne-am apucat și ceva de pescuit. Zic de vreme pentru că noi suntem obișnuiți cu toții să ne apucăm de pescuit destul de matinal. Ceea ce nu e chiar ok, pentru că până la urmă ești la pescuit, te relaxezi, nu e neapărat musai să te apuci de pescuit, nu știu, la ora 6 dimineața. Mai luăm, mă, a? Da, 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 e ceva și despre asta. Noi am dat două lansări pe vad, dar la ce mă duc în malte, da? E destul de greu să ții de pești atât de tare, pentru că pescuim călige foarte mici. Eu am un călig de 14. Da, e un pește... E un pește cum trebuie. Pește cum trebuie? Da. Tocmai de-aia am și deviat de la traseu un pic. E o salonta superbă. Bravo! O să mergem cu mine la Santa. Nu aș vrea să-l degoniți pe genul. Ei, mai vreau să-l mingă și camera. Hai! Eu v-am zis că n-am timp de pescuit. Dar e păcat să nu filmăm un asemenea exemplar. Chiar e păcat. Iar se pare corect, e fix aceea zonă. Da. Zona de jos, obuzei. Aici e mai greu să scape dacă a apucat să pot vândă. Dar atunci când ești în drill, nici nu prea știi cum îmi se fac. Pește super, pește super, uite, cam ăștia sunt pești pe care ni-i dorim, da? Acum unii sunt mai mici, alții sunt mai mari. Da, nu prea e control. Important e să ai trăsături. Da. Cam asta e ideea. Haideți că vi-l arătăm imediat în toată splendoarea lui. O oglindă fără niciun sol, nu are niciun. Pește excepțional, super. Pește absolut super. Cam așa arată. Bravo, mă. Dar, dragilor, le eliberăm și revenim cu următorul. Of, după lupte seculare, mai avem și o prezentare. Da, iarăși prinde Cristi pește, nu-i problemă. Eu am intrat cu două lansete la apă, că... Trebuie să fie bine. Bucurați-vă de drill. E bine și
început și... Vorbește mai tare, cum s-au vede. Și celebru vânt de rugetul. Am eu un pește din nou din malul opus. Sper să nu te... Sper să nu te agăți. Nu mă agăți. Eu sper să nu mă agăți eu singur. O cred că e cazul. Cine nu? Eu am toată încrederea în mine, mă. Mamă, stați că a plecat ăsta din cadru, mă. Bă, stai mă, că eu înțeleg că ți-ai luat cameraman plătit, dar... Ca să nu fac rele. Man. E un pește mare, dar... E un pește. Și e pește ce lipește? Pește mare, pește mic, hai la mine să-l lipi. Corect. Da, totuși apa e rece, prieteni, nu știu, în fine, nu am venit cu așteptări majore, adică la modul să prindem 40 de crapi de FS. Noi suntem mega fericiți cu ce am prins, mai ales că am luat și pești de talie. Da, am prins pești frumoși astăzi. Mai mult de atât n-ai ce să-ți dorești. Asta e un pește mai mic, dar nu pot face selecția atâta timp cât... Că spui ești malul opus și dai cu nadul și știu, un capac de pereți, cu oaftele mici, cu lige mici, nu prea poți vorbi de selecție. Mai ales că la feeder e destul de greu să faci selecție la crap. Asta mai greu spre deloc, aș zice. Mai sunt unele situații în care să zici că poți să încerci ceva. Poți încerca, dar nu se pune pe dar cu... timp de așteptare de 15 minute. E greu tare să faci treaba asta. E nici că destul de greu așa, da? Îl vedem acum când popotim. E un pește frumos, sigur. Tot pe portocaliu ești, mă? Da. N-am făcut nimic. N-ai schimbat nimic decât ai dat, ai insistat. Diferit, pentru că... Are un pește, ok. Da, frumos. Frumos. Bravo, mă. Da, dragilor. A prins și viață. A prins și viață, da, acum la mal. Nu vi-l mai arătăm la saltea. Dăm după următorul, așa că rămâneți aproape. Nu vă supărați, vârful acela este defect? Așa vin din fabrica. Lasă-s. Mă, la lansetele astea scumpe vin... El îți arată ce curbură face, deci acum a detensionat. Aha. Stă, nu știu, 3-4-5 secunde, se gândește, știi, în perioada asta. Și după aia o să curbeze, teoretic așa trebuie să facă, știi? Practic, uite, acum cred că s-a dus să-și ia semințe, nu mai... Nu mai vrea? Ia, vezi ce e acolo. Mă. Să-ți puțin, că aici am... Asta e blocat. E blocat? Ai de capul nostru, iar am venit la pescuiu. Ok, asta de a fost ok. Hai mă, lasă, am venit și eu la pescuit, nu e problemă. Deci, dragilor, dacă vreți să vedeți acest film în totalitate, pe canalul de YouTube Mușat Extreme Feeder. Băi, eu nu mai vin cu tine la pescuiu. Da, mă, trebuie să venim la pescuit. Ma. Asta e... Da, e bine. E bine. Ia fir de acolo. Păi... Cred că am lovit ce am dat un plăcuță, cred. Mamă. Nu cred că e un pește atât de mare, dar... E bătăios. Să nu fie tot o saluntă frumoasă. Sunt bătăioși. E... Pentru asta vin. Da. Trebuie să spunem că și tu ai mai avut o sfârșit de acolo de sus, adică nu e ceva... Adică când m-am agățat eu între mine și lansetele mele? E clar că peștii sunt acolo în perioada asta. Nu știu dacă o să reușim noi să prindem de pe vadă vreo pește. Da, pe vadă am încercat vreo 5 lanseuri de câte 15 minute, zic eu că e suficient dacă era să intre acolo ceva. Măcar vedeam o chestie, nici măcar line bite, nimic. Da, sau pur și simplu n-am nimic noi zona pe care tranzita zi. Da, am încercat totuși cam vreo 3 linii, mă gândesc că din toate liniile alea trebuia să se întâmple pește... ceva. Ceva
rece. Acum rămâne de văzut dacă... Nu știu dacă o să mai încercăm vadul până... Eu o să mai încerc așa o dată la o jumătate de oră să-i mai dau o lansare. Măcar de control și să îmi fac o idee clară, băi... Fiind umeriți, cum ar fi. Da, da, să văd dacă... Nu știu. Merită abordat vadul în perioada asta sau malul rămâne ca de obicei acum, punctul forte? Dacă eram în concurs, cu siguranță primele lansări erau acolo și probabil că dacă îți dă pește, nu știu dacă îți vine să pleci de acolo, știi? Am da. Ești în concurs, vrei să faci totul cât mai bine, să ai pești, nu vrei să faci test. Corect. Pare dansator? Nu pare un pește foarte mare. Acum vedem imediat. Da, dacă vedeți toate că nu, bă, nu e, nu. Stați, nu, bă, e un ciortan la jumătate de kil. Eu nu știu cum te-ai chinuit atât de mult cu el. Ce faci, mă, cu ciortanii ăștia? Nu e, mă, bă. E un pește frumos, da. E caras, mă. Eu n-am văzut asemenea caras până acum. Tu ai văzut așa cu coamă de asta galbenă? Ha? Un caras de nucet. Caras de nucet. Haide, haide, haide. Nu, că lucrează și vălător. Yes. Pentru cine zice că nu lucrează bine cu talia asta de pește. Mă, până la urmă, lanseta asta pentru asta este făcută. Face 150 de metri și ca să faci 150 de metri nu-i faci cu un băț de 80 de grame foarte moale, că n-ai cum, n-ai precizie, n-ai direcție, n-ai nimic. Da, prieten, cred că e pe la 5 kg lejer. Da, lejer la 5 kg. Is, da, the, Mr. Mare Chorty. Da. Da, da, lejer la 5 kg, ăsta e de cântar. Să-l vedem dacă e înțepat tot jos. Ia vezi, mă, cum ar trebui. Înțeparea tot jos. Da, mi-e place jos. E bine. Bravo, mă, Cristi, felicitări. Stați Doamne acolo că revenim. No, eu plec acasă, strâng, gata. Nu, mă. Pleacă iară? A lansat ăsta și gata, nu, mă. Eu plec acasă. Hai să vedem dacă pleacă. Gata. Pa, bă, te-am lăsat, îți las camera? Termin tu filmul? Plec. Hai să vedem dacă pleacă și e așa. Gata. Băieți, vă las cu Cristi, mi-a părut bine. Mi-a sunat ceasul, pa. Îi sună bypass. Da, plecare din nou, într-adevăr, acum o plecam mai repede. Dar s-a și încălzit un pic. Peștele vine... Începe să fie din ce în ce mai activ. Acum e o temperatură destul de bună. Cred că sunt undeva la 12 grade. S-a luminat un pic și afară, nu mai sunt nori. O să vedeți la începutul videoclipului că dimineața era crâncen. Era toamnă, acum e vară. Am venit pe ceață. Da. Peștii încep să răspundă din ce în ce mai bine, de așteptat de altfel, că în a doua parte a zilei să răspundă mai bine, dar rămâne de văzut dacă putem să menținem și o cadență, nu știu, undeva la 10 minute, 12 minute, pentru că e important și acest factor. Altfel nu dai seama de nimic, pleci acasă fără nicio învățătură de obicei, dacă doar o arunci și nu faci nicio schimbare. Sau nu tragi nicio concluzie când pleci acasă, dacă ai plecat fără să tragi nicio concluzie, e o partidă pierdută. E un pește mai mic. Dar... Totul pentru că a răspuns destul de repede. Ia să vedem. Tot jos.
Dar un pește frumos. Un ciortanel. Haide să-l și eliberăm. Și dăm după următor. Picat! Hai că mai prind și eu un pește. Sper să nu fie ultimul, poate câte ceas nu. Nu e ultimul nici de cum, e ora 1. E 1, mai avem, până la 12 stăm? Stăm până la 12, da. Da? Da. Deci băieți, 24 azi. Băgăm un 24 frumos, elegant cât de cât. Da. Dacă vreți să vedeți cum sunt doi un stâlp de telegraf, l-am în mână. Acum, uite, a dat Cristi dimineața cu ea, nu mai dăduse Felix-ul. Zice că e mai moale decât Walter-ul. Pe lansare mi se pare mai mult. Pe lansare, da. Și... ceea ce e un lucru bun. Singura chestie la e că e mai grea, da? Acum, bă, la 300 de lei, nouă. Două vârfuri de Walter. Două vârfuri de Walter, bravo, da. N-ai ce să-i ceri. E ce trebuie, ce să mai. Unde e ăsta? Eu bag una în foc, e în apă. Ce planetar. Aoleo. Eu mă gândeam că e în salcea aia de vis-a-vis, mă. Ai dat ceva și pe acolo. Am dat. Doar că n-avem case, ca la pitească. Mamă. S-ar putea să fie frumusel. S-ar putea, da. Este Mr. Chorty. Hai mă, ce să mai mă, ce să mai mă. Gata mă, l-ați văzut? L-ați văzut? Hai mă, că e bine mă. Ai mai uitat și, ai mai udat și Micio. Am udat și ăsta. Trebuia să plec și eu acasă că ele uscate. Asta e treaba, vine următor. Le aducem pe ăsta la mal. Și pe saltea. Pe saltea? Deja vrei prea multe. Ia-l direct. Mamă, stai o leacă, stai o leacă, că e nu bun, s-a blocat. Din trăsătură. S-a blocat. Cu aia ca noi. Pare frumos. Pare un pește frumos. A intrat după 266 de lanseuri. Mamă, nu se mișcă, ești nebun? Da, mă, ia-l ușor. Ia-l ușor așa. Că lanțeta lucrează. Of, of, măi, măi. Da, uite, n-am... n-am mai vorbit de firul ăla de 0.19 de la Catran. Ăsta e ok, de 0.20 e ok, v-am zis, atât mai am testul de uzură, adică să-l mai scot de vreo 4-5 ori la apă, dacă după 4-5 ture rezistă la nod, pentru mine e suficient, că eu am o medie, nu știu, cam la 6-7 partide din astea mai intense schimb firul de pe tambur, că nu mai am încredere în el, indiferent de marca pe care eu o am. Și asta la ce face și cu scufundările și cu rezistența la nod, îmi place. Îmi place. P-line-ul, de exemplu, după 6 partide, cam, și mai ales dacă sunt soare, crapă și el. Dar a fost versiunea de fir, varianta de fir pe care puteam să o iau, pentru că avea un preț foarte bun la 600 de metri, nu știu, 56 de lei rola, mă? Da, pe acolo. Și atunci merita. Practic, dintr-o rolă de 600 de metri, încărcam 2 tamburi cu de 300 de metri. Și era ok, că s-a dus în Honolulu. Acum să nu-i ating lanseta lui Cristi. Bat cupa. Da, deci dacă trece și testul de uzură, clar e un fir care, pe care de fapt îl voi mai folosi. Adică o să-i dau un sezon șanse. Până acum v-am zis, e pare ce trebuie. Dar acum mai încercăm până atunci. Ne concentrăm pe acest Mr. Chorty,
care e crap în toată regula. E crap, e. Da, da, da. Ne pregătim aici cu frâna setată Finescu. Încercăm să-l aducem la mal, dacă vrea și el. E cam departe. E cam departe, a? Îl lăsăm așa încet. Încet, încet. Ia zi, mă, trebuia să-l aduci tu pe jos. Unde dracul ții acolo? Vine bronzat. Lasă-l să vină, încet. Încet, frumos, să legăm cât de cât. Ce mai ai, ai, ai plecat și la tine? Teoretic. Da, l-am dat în mine. Așa. E bun. Mamă, stai că mă demutează. S-a învârtit coada de mijloc. Așa. E bun. Bravo, băi. Pește superb. Eu îl duc la saltea și... A, nu? L-ai pierdut, mă? Da, vine ieri. Comedie cu stele. La dragilor, tot în buza de jos. Am învățat Cristi cum să ajung și eu la buza de jos. E bine, e frumos. Stai să dau toate andronalii. Așa. Ia să vedem pe domnul Crapos. Domnilor, un crap superb, superb, superb de nucetul. Mai e dăm frumos. Și după următorul, nu? Așa ar trebui. Hai, stați acolo. Încet și sigur, prieteni. Nu ești peste mine. Nu-s peste tine? Problema e să vedem până îl aducem puțin mai încoace, că am lansat amândoi în aceeași... Boală. În același metru. În aceeași baltă. În aceeași baltă, da. Da, nu e, nu e prea mare din ce se simte, dar oricum e... E pește. Oricum, la cetale am prins pe 25 februarie 6 cât suntem... Erai bine acum, da. Unde eram, mă? În concurs erai bine, mă. Dacă e în concurs ăștia pe 25 februarie? Da, era fantastic. Dragilor, ne-am distrat, ne-a plăcut, sper că v-a plăcut și vouă. Dacă nu v-ați abonat, dați acolo click pe clopoțel. Nu de alta, dar îl mai scot pe Cristi la pește, să-l vedeți pe el, că de mine se sătui. Păi, ieșim împreună. Da, și cam asta e treaba, o să mai stăm, nu știu, o jumătate de oră, o oră maxim. Noi ne-am simțit bine azi, pentru februarie, talia asta, eu o zic sincer, nu mă așteptam, Cristi. Da, mai... Da, au ieșit pești mari, am prins și câțiva, undeva în 2-3 kg, dar am avut talie bună azi, surprinzător de bună. Da, ți-am zis, eu n-aveam așteptări de genul chiar deloc, adică eu mă gândeam că o să prindem, nu știu, undeva o medie de 4 kg maxim. Da, densitatea contează, ideea e că am avut și densitate suficientă pentru perioada asta și talie bună. Da, 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 da. Clar că toate s-au aliniat și că știm clar că na, pe nucetul deja nu mai trebuie, nu știu dacă e balta care mai are nevoie de prezentare, pentru că toată lumea o cunoaște și iarăși încă o dată azi a dovedit faptul că e bun, e nucetul. Da, dragilor, un Mr. Shorty pe la 3 kg. Nu vi-l mai arăt la saltea, o să-l degorgez aici și le liberez. Vedem dacă mai intră ceva repede de tot, mai intrăm o dată cu voi, dacă nu stați acolo pentru că o să facem concluziile de final. Nu ne lasă pește și de nucetul deloc, nu vreau, nu vor să ne lasă să plecăm acasă, noi eram, hai să strângem, am aruncat nada în apă, am mai găsit Cristi prin buzunar, am mai încărcat un metod și a dat iar, adică... Am zis să mai facem o lansare, da. E cam pe final de partidă. E aia cu descos clipsul, mă. Da, exact. De curățat firul. E cam pe final de partidă. A avut o plecare destul de bună. Da, cert e că ne-am distrat astăzi. Și talia a fost bună. O partidă
reușită. Per ansamblu. Neașteptat de bună. O să vedem, o să încercăm, nu vă ascundem. O să încercăm să facem o abordare, nu știu, în viitor și sub o altă formă. Asta rămâne de văzut, o să vedeți în viitorul apropiat despre ce vorbim. Avem deja stabilit un așa zis calendar. Vrem să abordăm altfel, și altfel, adică să facem și altfel de abordări de la malul apei. Puțin mai diferit. Acum rămâne de văzut dacă or să ne răspundă la fel și atunci când vom veni să abordăm altfel partida. E clar că asta vorbeam și cu Alex, că în februarie mai greu să ai densitatea și cadența din sezon, dar uite că astăzi ne-am făcut amblaua. E un pește mai mic, dar face parte din joc. E înțepat tot îmbulat de jos. Stai și peștele. Că nu știu ce vrei să zici. Hai, ceau. Am și eliberat. Direct nu l-am mai pus în mincioc, că n-am vrut să îl mai chinuim. Există riscul, mai ales că apa e la nivel aici, e destul de ok. Da, un pește bun. E bine. Ce-ai mințit, mă, aici? Am plecat și eu până la baie și gata, ai... Gata, te-ai dus la baie? Ma... Gata, l-ai și Mr. Chorte? Da, da. Bă, băieți, ce să... Aveți... Vă era dor? Facem concluziile, mă? Da, o să facem concluziile. Stai așa să discut și eu aici. Adică ce, mă? Adică să... Ia fiți atenți, nu mă încurc numai eu. Ce, mă, tu te încurci de fel? Faci de-astea? Da, doar după drift. A, da? Da. Băi, eu mă gândeam că numai eu fac de-astea. Se pare că, uite, și la case mai mari și la ăștia... Mai faci și tu de-astea, dar... Eu le fac de fiecare dată. Nu în timpul drill-ului. Da. Ceea ce nu e chiar. Corect, da. corect. Dragilor, ce să vă zic? Mă bag aici, că mă văd sigur. Bagă-te acolo. Deci, lacul Nucetu. 26 februarie, nu? 28. Acolo, februarie. Exact ce vorbeam cu Cristi mai devreme, bă, băieți, hai să ne trezim, e februarie. Când eram mici, nici nu puteam să mergem la pâine pe vremea asta. Acum am ferit pe Nucetu și am scos pești de 7-8 kg. Ceea ce... Ce să vă zic? Asta este balta, voi știți foarte bine. Scuze, da, că stau cu mâinile în buzunar, dar... Te-au înghețat mâini. Cam strânge. Da, și la mine la fel sunt. Strânge, adică dimineața erau 4 grade afară, oricum apa nu cred că are mai mult de 7 grade, 8, hai maxim. Ați văzut și voi ce s-a întâmplat. N-au fost pești mulți, dar au fost pești de calitate. Pești de la care, iarăși, ne repetăm, eu sincer nu mă așteptam. Da, pentru perioada asta destui, suficient. Adică, eu sunt mega fericit. Exact, cât e ceasul? E 3, nu? Pune că e ora 3, da, s-a pescuit de la, nu știu, 9 și un sfert, 9 și 20, acolo, 6 ore de concurs. 6 ore de pescuit cu niște pești fantastici, drill-uri fabuloase. Exact ce ziceam și lui Cristi, bă, când peștii sunt mari nu mai simt lanseta aia că e grea. Pentru că te bați cu peștile de apă, nu te mai bați cu lanseta. Parte în parte. Da. Da, dragilor, cam asta. Cristi, vrei să ne zici ceva? Ai tras, da, o concluzie cu mumelile? Le spui oamenilor, le dai vreun pont? Cam omeli, bine, eu am aici cutia cu murăturii. Omela câștigătoare a fost varianta de la Utopia, asta ai văzut și tu, nu știu, da, dacă se vede, poți să le arăți tu oamenilor. Ideea este portocaliu de la Utopia, varianta asta mai butoiaș, care a stat excelent pe bandă, n-a căzut. Deci cu asta am prins, deși dimineața am reușit să intru la apă cu un alb cu roz. Și am avut două prezentări, am avut pe alb cu roz, după s-a tăiat, apoi după ce mi-a dat și mie Cristi, că nu le am, mi-a dat și Cristi și mie butoiașele astea, am mai luat 3 pești sau 4, nici nu mai știu, da. Oricum, mi-a intrat peștele ulterior, care se tăiase. Practic face echilibrarea mai bună, au dat
acum au mers mai bine. Asta nu înseamnă că m-am făcut diferența prin ele, dar am tras o concluzie că alea asta au fost mai bune și astea au vrut, da. Corect. Ca și nada a fost brown. Da, nu... N-am nu făcut nimic special. Diferit. Și cam asta a fost cam partida, a fost dragilor. Partida, da. Dacă v-a plăcut, dați un like acolo. Dacă nu v-ați abonat, încă o dată vă rog, dați click pe abonare pentru că o să fie un an superb, cu multe noutăți și cu lucruri noi de prezentat. V-am arătat acea lanternă pe la jumatea filmului. O să fac un film special pentru ea, poate sunteți interesați. Pe mine m-a interesat să găsesc o lanternă nouă care să țină bateria foarte mult. Pe ea scrie 2 săptămâni, o să mai citesc puțin în carte să văd exact ce înseamnă, dar când o să fac review complet pentru ea, o să am toate informațiile astea. Mă interesa o lanternă de genul pentru că, după cum bine știți, mai merg și la Dunăre. La Dunăre o să încerc să fac și partide de noapte. Și atunci clar aveam nevoie de o lanternă nouă pentru că cea pe care o aveam mă ținea, nu știu, cam 6 ore și atunci nu era suficient. Trebuia să schimb baterii, să încarc acumulatori, chiar n-aveam chef. Asta a fost soluția pe care am găsit-o în momentul de față. Sper să fie ce scrie și pe cutie. Știți foarte bine, sunt sincer când vă prezint un produs pentru că n-am nimic de câștigat și atunci trebuie să vă dau informația completă. Bun, iar am vorbit o grămadă. E bine să dai informații. Da, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat la noi până aici. Și nu uitați, până data viitoare ieșirea contează. Vă salutăm. Să ne revedem cu bine.